Bună ziua tuturor, bine v-am găsit, dragi clujeni, domnule general, șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. Ne aflăm pe platou de la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, unde un proiect de bugetare participativă de astăzi se implementează prin aportul primăriei financiar și în aportul dumneavoastră profesional, un proiect care vizează instalarea de defibrilatoare în oraș. Sunt 5 defibrilatoare care sunt montate în oraș, unul la baza sportivă din Gheorgheni, altul la baza sportivă la terenuri, unul la cinematograful Dacia, unul la cinematograful Mărești și unul la sala polivalentă. Adică am ales locuri de intensitate a traficului și de prezența oamenilor, mai ales la evenimente importante. Și așa arată un defibrilator, așa cum arată peste tot într-un oraș european, ca o formă de respect pentru viață. Pentru că până la urmă ce facem aici? Salvăm vieți, datorită dumneavoastră și datorită probabil a multor oameni care, având în vedere acest dispozitiv, până ajungeți dumneavoastră să poată, în acele secunde critice, să ajute la salvarea vieții acestui defibrilator pentru bolile cardiace, cel puțin așa cum înțeleg și eu. Domnule general, încă o dată, mulțumim din două perspective. Primul, că inițiatorii proiectului de bugetare participativă ca cetățeni au fost din rândul dumneavoastră. O să prezentați pe colegii care au avut inițiativa în bugetare participativă și doi, pentru suportul logistic de pregătire și mai ales pentru suportul de întreținere și de utilizare a acestor aparate, pentru că dumneavoastră veți fi împreună cu echipa pe care o reprezentați principalii utilizatori acestora, dar și cetățenii, pentru că o să facem și o demonstrație practică aici. Dacă un cetățean obișnuit vede o situație care necesită un defibrilator, se știe ce să facă. Vor fi și instrucțiuni orale când vei deschide aparatul, dar vor fi și instrucțiuni practice de la colegi ca să ne familiarizăm cu aceste lucruri pe care le avem. Mulțumesc Sălii Polivalente pentru deschidere și pentru faptul că a acceptat să montăm aici acest defibrilator. Mulțumesc colegilor din primărie care au făcut posibil aceste elemente. Aia la foarte mult timp, poliției locale, pentru că ei vor fi iarăși interfața între cetățean și noi și ISU pentru a putea salva vieți, astfel încât eu sunt bucuros că iată primele 5 vor urma și altele vor fi montate în oraș aceste defibrilatoare. Domnule general, dacă ne puteți adresa un mesaj, ar fi recunoscător. Bună ziua tuturor, mulțumesc domnule primar pentru prezentarea făcută. Eu aș vrea să fiu foarte scurt și să vă prezint pe cei doi colegi ai mei care au avut tupeul, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, de a gândi un asemenea proiect și să-l vedem acum materializat în practică este o bucurie foarte mare pentru noi. Este vorba de doctorul Mihai Bucur și doctorul Simon Roberts. Tot aplauda Acest aparat este foarte ușor de folosit, este destinat persoanelor care nu au pregătire medicală și care face diferența între viață și moarte. O persoană care este resuscitată folosind un defibrilator automat extern are șanse dublă de supraviețuire față de persoana care este resuscitată fără defibrilator. De aceea m-am gândit la acest proiect să implementăm ca în orice oraș civilizat din afară să avem și un defibrilator în spații publice, noi folosind în echipajul terapie intensivă un defibrilator mult mai avansat, dar acest aparat este destinat oricărui trecător care trece pe stradă și care vede o persoană care este căzută pe jos și care nu reacționează și cu acest aparat îi poate reporni inima în cazul care inima este oprită. Și acest aparat te ajută, îți spune ce să faci și, așa cum am spus, dublează șansa de supraviețuire a persoanei care intră în stop cardiorespirator. Și eu doresc să mulțumesc celor care au susținut proiectul pe care noi l-am depus și au votat, a fost pe locul întâi în anul 2018. Și acum că am scăpat relativ de pandemie, ne bucurăm să avem în spațiile publice aceste aparate care sper să fie folosite cât mai puțin, dar dacă un aparat este folosit la 5 ani, este mai mult decât util. Da? Scopul noi încercăm să prevenim, nu vrem să defibrăm în fiecare zi pe cineva, dar în cazul în care cineva pățește ceva în acest loc, până vine un echipaj medical care poate dura 5-10 minute în funcție de trafic sau unde se află în acel moment un echipaj medical, eu ca trecător pot să iau acest aparat și să salvez viața unei persoane până vine echipa medicală sau să îi mențin șase supraviețuire până vine echipa medicală. Și asta poate face orice cetățean. Oricine poate să facă, nu trebuie pregătire specială, doar să se marez pașii pe care ți-i spune aparat. Deci dacă se deschide cutia, începe să sune cu alarmă, așa e? Deci nu e o problemă, sună ca să atragă atenția celor din jur, da? Ok. Ca să putem
este mobil. Ok, se folosește în situații de urgență când ambulanța este pe drum sau va fi pe drum, deci neapărat trebuie anunțat dispeceratul că folosim defibrilatorul, da? Se folosește la stâlpul cardiorespirator. Ne dăm seama că nu respiră pacientul prin verificarea respirației, nu intrăm acum în detalii, se verifică dacă respiră sau nu. Dacă nu respiră, atunci cetățeanul de rând vine aici, desface cutiuța. Da? Acum avem aici o cutiuță sau un defibrilator de antrenamente. Da? Dar până atunci, o altă persoană poate să se apuce de compresiile toracice. Da? Deci cel care este în stop cardiorespirator are nevoie de compresii toracice pentru circulație, să circule sângele. Are nevoie de oxigen care va fi asigurat de sângele care circulă prin plămâni, da, și prin sistemul circulator și la creier, și va avea nevoie de un livrator de șoc, da, un defibrilator care în 40-50% din cazuri restabilește ordinea electrică a inimii, da, pentru că inima funcționează pe curent electric, da, pe stimuli electrici. Ok. Când bum, facem căutăm pe cineva care trebuie neapărat un voluntar. Da. De aia n-am vrut să aducem manechin pentru că e foarte rigid, e fără mâini și nu prea seamănă. Situația reală, acum să vedem cine se oferă voluntar. Dă o cafea primarul la voluntar. Da. După aceea la primărie dă o cafea. Bine, tot colegul nostru. Asta e foarte bine ca să te antrenați cu asemenea situații. Pacientul în stop cardiorespirator este pe pământ, deci nu stă în picioare, da, clar. Eventual în pat poate fi, în pat nu resuscităm, da, compresiile toracice nu sunt eficiente, da. Mai pe suprafață, pe solidă. Dură, da, da, solidă, da, ok. Bun, s-a verificat că nu respiră, se desface cutiuța. Cineva poate să facă compresii toracice, da, pe partea cealaltă, da. Se desfac cele două electrozi, da. Îndepărtați hainele de pe toracele pacientului. Deci clar, nu se pune pe torace. Mai frig, da? Nu se pune pe haine, se pune pe piele, da? Pe piele, direct pe piele. Asta spune și aparatul cum se folosește. Pas cu pas. Da. Și dacă n-ai făcut pasul, atunci el tot repetă. Da, deci el simte... Te rog să pui pe piele, că dacă facă de asta, după aceea citiți să nu citiți. Nu, pare rău, asta e viața. Dacă facem o demonstrație, facem așa, pe real. Laterotoracic pe partea stângă, da? Deci nu neapărat pe bută, da? Pe ultimele coaste pe partea stângă, dar lateral. Iar celălalt electrod se pune subclavicular, adică în zona umărului drept, da? Se lipește ferm. Între timp poate să facă compresii toracice partenerul meu care salvează vieți. Deocamdată nu este niciun pericol. Da, apropo de pericole, în mediu umed nu defibrilăm, deci nu livrăm șoc. Dacă îi ploaie afară, stă în apă, atunci trebuie dus undeva într-un loc unde solul e uscat. Pasă treime din circunferința sistemului. Regulat. Cu metronom și vă spun cum se face. Cum evaluează ritmul? Se apasă butonul ca să... Deci când se lasă, da, atunci se apasă butonul și evaluează ritmul, dacă trebuie să livreze sau nu trebuie. Deci automat face asta, nu trebuie să vă pricepeți la nimic, da? Zice că trebuie să livreze șoc. Stați la distanță și arată pe aceste LED-uri să ne ridicăm mâinile. Adică nimeni să nu fie în contact direct sau indirect cu victimii. Când o să apăs eu acum încă o dată, da? Începe să piuie sau să LED-urile acestea în jurul inimii să pâlpâie, da? Înseamnă că el s-a încărcat. Șoc recomandat. În momentul ăsta, șoc recomandat. Ridicăm mâinile. Apăsați butonul din mijloc, da? Administrat. Pacientul se va contracta un pic. Musculatura se va contracta, faptul că a primit curent, da? În momentul următor, după 5 secunde, poate să continue compresiile toracice. În resuscitare nu poți să faci rău decât bine, da? Dacă faci, înseamnă că faci bine. Când nu faci bine, înseamnă că nu faci, da? Ok, întrebări dacă aveți. A venit salvarea și atunci cum se despreia? Ei preiau jos, dacă e nevoie, da? Și înapoi și preia salvarea. Da. Da. Bun, primul să ridicăm pe pacientul nostru demonstrativ și să-i mulțumim. Asta e important și trebuie să înțeleagă fiecare cetățean că utilizarea lui poate fi făcută până la venirea ambulanței de către orice cetățean care doar ascultă instructajul vocal de la acest aparat și să combine șocurile electrice cu masajul cardiac. Aceste aparate, dragi clujeni, sunt din banii dumneavoastră, din banii clujenilor destinate să salveze vieți. Inspectoratul pentru situații de urgență este partenerul nostru instituțional și împreună cu ele vom administra în oraș. Fiecare cetățean poate salva o viață până când vine salvarea sau alt echipaj medical
să ducă pacientul la spital sau să administreze la fața locului tratamentul de specialitate. Revin, reprezint o dată faptul că acestea sunt amplasate 5 locații fundamentale din oraș. Sala polivalentă din Cluj-Napoca în față, baza sportivă la Gheorgheni, din Gheorgheni, baza sportivă la Terenuri, cinematograful Dacia și cinematograful din Mărești. Mai sunt încă două deja montate la gară și încă unul mai este și la chios, aici în parc, și vor mai fi încă altele două montate în Piața Unirii în perioada imediat următoare. Deci căutați-le, observați-le, sper să nu le folosiți niciodată, dar dacă este nevoie să salvăm viața unui aproape de al nostru, să o faceți cu drag și în siguranță. Vă mulțumesc tuturor pentru implicare și Doamne ajută să stea nefolosite, iar viețile noastre să fie în siguranță. Asta e mesajul de față. Încă o dată, domnule general, mulțumim pentru inițiativă, mulțumim domnișoară, mulțumim tinerilor, mulțumesc tuturor. Repet, să dea Dumnezeu să nu fie nevoie să-l folosiți, dar dacă a fi nevoie, să puteți utiliza cu maximă eficiență. Mulțumesc tuturor și atenție celor care veți fi mai des în preajma acestor aparate, să știți ce aveți de făcut. Mulțumesc tuturor, o zi bună, Doamne ajută, sănătate!